Salutare băieți și bine v-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Zgârce, iar astăzi vom îngriji o casă. Va trebui să rămânem peste noapte într-o casă foarte dubioasă, americană, deci haideți să jucăm Nightmare Files Clap Clap. Jocul cică se presupune că trebuie să jucăm dintr-o singură tură. Să nu putem deloc pe pauză, să nu facem nimic de genul. Octombrie 8, 1984. Adică 8 octombrie. I saw an ad in the newspaper about a house-sitting job. Moses, va trebui să stăm la o casă și să avem grijă de ea. Since I was short on cash, I decided to sign up. Ne-am decis și că să luăm jobul. Ok. No, ce poate fi sincer atât de ciudat într-o casă pe care nu o cunoaștem? Quite the eerie neighborhood, huh? Un fel de Grove Street horror să-mi bag picioarele. Find Maxim's house. Hello? Boss? Ce dracu e cu tine? Excuse me, I'm trying to find a house on the street. Could you help me out? De ce nu zice nimic? Hello? Ah, okay, sure. Which house are you looking for? I'm looking for Maxim's place. He hired me to look after it while he's away. Maxim? Huh, that's interesting. He usually asks me to watch his place. I'm Mario Botovsky, by the way. Nice to meet you, Marco. Can you tell me where his house is? Îmi place că el ne zice că Mario. Mario zice că îl cheamă, nu? Of course, he's two houses down. Mine's right here. Our neighbor, Savo, in the middle, and then Maxim's place. You can't miss it. Thanks, Marco. Appreciate it. No problem. Now, if you'll excuse me, I just got my home automation system in the mail. I'm really excited. Noaptea, îmi place. Oh, that sounds interesting. What does it do? Well, it's supposed to make life a whole lot easier. You know, controlling the lights, temperature, even the security system. Pretty cool stuff. Wow, that does sound convenient. Why did you decide to get it? Partly because of the recent disappearances happening around here. But mainly because our neighbor Savo got one and won't stop raving about it. He left for vacation right after installing it. Said it has built-in surveillance systems and all. Guess he wanted to keep an eye on things while he's away. Well, I hope you enjoy setting it up. Thanks again for the directions, Marco. No problem. If you need anything, I'm just a house away. Bine, Marco. Sincer? Oh! Clap, clap! Are o cutie mână pe care scrie clap, clap! Ăsta-i! Bă! Nu că ăsta o să ne facă rău să mor. De ce nu avem picioare, în primul rând? Și de ce avem mâinile atât de lungi? Și zici că urmează să-l luăm la bătaie? Nu știu. Hai să intrăm în casă. Putem să intrăm în casă? Nu putem să intrăm în casă. Bine. Marco, mulțumesc de informații, dar ești foarte suspect. Clap, clap, ce zici acolo? Ce? Și ăsta bate din palme? Clap it out, ce? Sound? Nu știu, nu știu. Dar ceva e... ceva e cu skepsis, bă. A zis că you can't miss it. Nu asta e casa, dar pui mei, poate dăm ceva easter egg, cine știe. Asta trebuie să fie. This must be it. Dacă are... e singura fără lumini, așa-i? Asta și alu Savo. Ok. Haideți să intrăm. Ce se poate întâmpla, sincer? Într-o casă neiluminată, nenimic. I think the homeowner mentioned the keys would be in the backyard. Normal. Normal, I should go and check top. Dacă eram eu în viața reală, mă urcam înapoi la mașină și o tuleam, efectiv, fugeam, boss. Fugeam, boss, ce ai? Ok, înseamnă că pe aici trebuie să fie intrarea în spate. Bun. S-a făcut, băieți? Luminile astea sunt foarte creepy, nu știu de ce. I think they said they put it in the flower pots. Ok. Da. Hai să căutăm atunci in the flower pots. Hai că până la urmă sunt doar niște lumini, nu-i mare prânză, Doamne ferește.
Ok. Sunt doar chestiile astea care bat de la vânt. Bă, sincer, de ce suntem atât de paranoia, man? Ce se poate întâmpla în căsuța asta? Uite aici sunt flower pots. Acolo le văd. Uite aici, cheița. Ah, there they are. Let's see if these work. Cumva s-a luminat casa sau mi se pare, bă? Unlock the front door. Trebuie să deblocăm ușa din față. Fii atent că s-au aprins luminile, dar de ce? Nu erau toate stinse? Sau o să eu... Bă, m-am nebunit. Enter the house. Ok. Well, that's, welcoming? Did they say it was a, they did say it was a smart house. Read the note on the fridge. Băieți, nu-mi place deloc casa asta să moară. Nu știu ce e smart la ea, știu că... E foarte jegos locul ăsta, de ce dracu are un... Dita-i osul, man, ești nebun, ăsta e fucking femur, ce dracu. Mă rog, hai să citim notița. Hey, thanks for the house sitting. Please make sure to check the mailbox, what are the plans, throw out the trash. Bă, băiatule, tu vrei să arunc femurul ăla dracula cu noi, mă ia poliția pe sus ce ai. PS, press Q to toggle the lights on or off in any room. PSS, once you've finished, keep yourself, help yourself to the food in the kitchen. A to-do list, just like home. Alright, time to get acquainted with this place. It should take a, I should take a quick tour and check each room. Ok, începem cu camera asta, că e prima. Pe Hugh. Ok. No, aprinde-te la loc. Nu, ok, voiam doar să experimentez, să văd ce se întâmplă, nu știu de ce putem să folosim sincer WC-ul. Putem de pișam? Nu știu, mă rog. Da, bă, pare ok, își pare normal. Chiar pare normal, sincer, totul până acum. Sunt doar niște camere foarte dubioase, atât. În rest nimic ciudat. De ce nu se aprinde? Ok. Ok, până la urmă s-a decis să se aprinde și lumina din garaj. Unde... N-avem nimic de făcut, sincer. E totul pus în ordine, e totul pus la punct. Da, sincer, băieți... Dacă ești house sitter, bine, de fapt, da, bănuiesc că ai și niște responsabilități, deja nu verifică plicurile din poștă. Sau, mă rog, poșta, dacă vreau veni plicuri, mai bine zis. Aici sunt doar niște obloane de-astea, complet inutile. Hai sus! Bang, am verificat și scările, casa scării. Caution, do not enter. Dar de ce? Am un feeling că acolo o să intrăm cu forța. Ok. Am intrat și în cameruța asta unde avem. Ce-i asta? Ce-i asta? 300 jumpscare ideas. Bă, ăștia-și bat joc de noi, mă. Ăștia-și bat joc de noi. De ce dracu e o poză cu doi oameni care dorm? Ori își bat joc de noi, ori sunt foarte weird. Oamenii sunt foarte ciudați. Ce dracu e asta? Ok, o poză de familie. O altă poză de familie, bănuiesc. Horror 101. O să-și bată joc de noi, nu-i așa? Hai să vedem. Ok, am clap-clapuit și... O rățușcă în chiuvetă, complet normal. Hârtie. O altă rățușcă. S-a închis ușa. Singură. Noi am făcut nimic. Și încă o rățușcă. Bă, eu cred că o să avem ceva de făcut cu ele totuși. Nu știu de ce, am feeling-ul ăsta. Dar de ce mi s-a închis singură ușa totuși? Aaaa, bă, mă lași. Bă, mă lași. Ok, am explorat toate 6 camerele. House seems pretty normal. Sincer, da, în mare parte. Dar let's tackle... Ce? First gotta grab the mail. Can't leave that lying around.
Okay. How to kill a house sitter? Nu știu, boss, eu îți dau cu chestiile astea de pământ, să-mi bag picioarele, probabil că sunt blestemate. Nu știu ce se întâmplă, check the mailbox, ok. Hai să verificăm mailbox-ul, băieți. Stai, cum se deschide? Ah, ok, în partea asta. Am înțeles. Gata, am ajuns la mailbox. Unde avem? Missing, please help. Camp call Zexon. Last seen 23 September 1984 on Salford Park wearing a black sweater and a black hat. He was doing house-sitting services. Ce? Boss, dacă nici după asta nu pleci, ești fraier. Missing house-sitter, huh? Sounds like the beginning of a mystery novel. Da, hai să fim noi parte din al doilea capitol. Wonder what happened. Alright, bill sorted. Now time to show those plants some love. Can't have them wilting on me. Grab the watering can from the garage. Ok, băieți. Haideți să intrăm în garaj. Se pare că avem de udat niște plante, ha? De udat niște plante. Unde naiba? Că am văzut parcă o stropitoare pe undeva. Uite aici. Water the plants. Gata, șeful. Acum ies cu asta și le udăm. Aici e una. Nu știu dacă... Ok. Oh, stai că sunt mai multe. Am crezut că doar o plantă avem, adică doar astea de aici. Dar aparent nu. Hai să le dăm și pe astea. N-avem voie să le lăsăm să se ofilească, bă, frate, auzi. Bă, dar câtă apă avem să-mi bag... Ah, uite că avem bare de progres. Am avut și mai înainte, atât de chior sunt, să-mi bag picioarele. Ok, a treia parte. Sau, mă rog, a treia porțiune. Facem un check foarte rapid în jurul nostru, dar, bă, sincer, poate că suntem noi răi, mă. Poate că nu sunt ăștia deloc ciudați. Poate că noi suntem ciudații. V-ați gândit la asta? What are the plants? 3 din 5. Acum ce faci? Ce trebuie să aude că ăla sigur nu eram eu. Sigur nu eram eu. Ok? Oh, și mergem exact unde se auzea. Boss, unde te traci, te auzi? Alright, next is taking out the trash from the kitchen. Grab the trash from the kitchen. Acum, boss. S-a auzit ușa de la intrare. Nu, că s-a auzit ușa de la intrare, bă. Ceva nu e în regulă, bă. Dar ok, hai să luăm gunoiul. Femurul, ăsta? A, ăsta, a. Wow, this bag is heavier than I expected. Doar niște oase. It was with these bones sticking out, nu știu. Maybe I should lay off the detective novels for a while. Top de ferește, what the fuck, Iisuse Hristoase. Stop, ne zice el. You scared the hell out of me. Who the fuck are you? Îmi place că am zis complet diferit de ceea ce scrie aici. You scared the shit out of me. Inspector Ristolino. I'm Agent Ristolino, Federal Investigation Bureau. I need to ask you a few questions. Bă, băiatule, dacă mă iei la întrebări pe mine... sure, what is this about? Probabil o să te întrebe ce care acolo? There have been reports of disturbances in this area. Disappearing... Disappearances, strange phenomena. We're conducting an investigation. Yeah, I've heard. Everything's fine here. Just taking out the trash. Are you sure? We have reason to believe there is more to this neighborhood than meets the eye. Yeah, 100%. Just taking out the trash, you know? Alright, but keep your eyes and ears open. We need to get to the bottom of this. Of course, will do. Thanks, Inspector. No problem. Stay safe out there. Scuzați, băieți, dar... Efectiv, mor aici.
Un pic dubios felul în care merge acel inspector. De ce merge ca o maimuță, man? Nu știu. No offense, inspectore, dar cam ciudat. Hai să-l luăm și să-l ducem la Ghenă! Ăla-i! Get some food from the kitchen. Stai să pun și eu capacul înapoi. Ok. Wow, 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 wow. Nope. A fost ceva acolo. Detectiv? 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 Clap, clap, certified smart house surveillance. Hai, clap, clap. Și unde dracu era chestia aia? Că era ceva înăuntru. Sau pot să zic că era cineva înăuntru. Check upstairs rooms. 0 out of 3. Fuck. Ok. A dispărut. A dispărut semnul de pe jos. De pe ușă. Ia cum e pe jos. Asta e încuiată în continuare. Una e ok. E în regulă. Ah, nu, stai. A doua e în regulă. A treia e în regulă. I must be tired. Nu știu, boss. I should grab something to eat and go to sleep. Te-ai dus, dracu, gata. Gata, te-ai dus, dracu, e clar. E clar. Grab some food from the kitchen. Ce, o să fie un cadavru aici. De aici? Nu. Atunci de unde tragi să o luăm mâncare, man? Astea nu erau aici. No, 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 era o cutie de pizza. Put cereal on bed upstairs. De ce? Vreau să mănânc afară, să-mi bag picioarele. On bed, huh? Ok. Lay on the bed. Bine, pot să închid măcar ușa? Măcar atât? Ok. Se deschide ușa foarte casual, adică... Nimic ciudat. Ne vine să dormim, cred. Ne vine să dormim. Am crezut că am văzut ceva. Va? Dar cred că erau doar lumini stradale sau ceva. Ok. Ne-am trezit. Și... E 2:43. Ce? What was that? Nu știu, frate, era... Ce dracu se întâmplă, man? What the fuck? Clap, clap! E cutia lui ăla! Cine a bătut din palme că nu eu am fost? Oh, nu. Cineva ne-a stins acolo la mine, ce scrie aici? How to get spooky tubers to play your game. Aha, ce amuzant. What the fuck, doamne ferește, ce m-am speriat de mâna mea proprie să-mi bag picioarele. Am crezut că ceva ce stă în spatele meu. Ok. Am tras apa, nu știu, ceva mai inteligent de atât, nu știu ce să fac. Trebuie să ieșim din nou aici. Doamne ferește. Doamne ferește. Oh, what the fuck? What the fuck, ce dracu se întâmplă? Eu fug la parter, eu fug la parter, eu fug la parter. Nu știu, man, eu vreau doar să ies afară.
Doar aprinde becurile și ieși afară. E încuiat. E încuiat. Să-mi bag picioarele, gata, suntem morți. Suntem morți, e clar. Ieși prin garaj. Doar ieși prin garaj. Ieși. E încuiat. Na, gata, am murit. M-am murit, efectiv. Dă-te cu capul de perete, ce dracu să zic. Ok, hai la baie aici. Nu știu. No, trebuie să mergem după ăla, e clar. Figure out what's going on. Nu știu, man. Ești într-o casă de nebuni. Ți-ai pus ultimul coin sicriu să-mi bag picioarele. Hello? Unde ești? Că sigur ești pe aici să-mi bag picioarele. Rubber ducky. Da, ce e cu ea? Ce dragi se aude? What the fuck? Doamne ferici! Oh, shift, run! Run, 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 run! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Da, pe ce dracu? Unde dracu să fug? Unde dracu să fug? Unde să mai fug, mă? Unde să mai fug, mă? Ah, pe geam! Pe geam, pe geam, pe geam, pe geam! Oh my god, oh my god, oh my god! Jump through the window! Am sărit! Ce dracu să mai fac altceva? Păi, Iisuse, what the hell was that? Nu știu, man! Doar, I need to get as far away. Ah, cum ți-ai dat seama că trebuie să pleci departe de aici, pe bune? Pe bune, boss? Clap, clap, du-te în puii mei cu clap, clap-ul tău. Ăla mai e aici, mă? Ăsta mai e aici? Hello? Are chestia asta în gunoi. Mailbox-ul e gol. Oh, nu, 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 gata, plecăm, 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 să-mi bag picioarele. What the fuck? What the fuck? Nu, că era chestia aia și în casa aia. I kept running until I reached the nearest police station. Bravo, în sfârșit ai avut și tu 2 IQ. While investigating, the authorities found Marco's lifeless body in his house. Meanwhile, Maxim's remains were found stuffed in the trash bag outside his house. Chitraku. Their neighbor Savo has disappeared under similar circumstances. Ah, ok, deci au murit toți, practic. His remains have yet to be found. Despite the eerie scratches on the walls and my harrowing account, no trace of the creature is ever discovered. Deci cum ziceam, deci doar capitolul 2 din povestea asta. The case remains unsolved, leaving an unsettling mystery behind. Mister pe care știi puteai să-l lași. Thank you for playing my first ever indie horror game. Cu plăcere, boss. Hai că e bine realizat, n-avem ce să zicem. Hope you enjoyed playing as much as I enjoyed making it. Da, a fost un joc interesant. I will be releasing more horror games in the Nightmare Files series. Bine, băieți, cam asta a fost cu joculețul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să băgați un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta enorm de mult. În rest, cam atât am avut de zis pentru mai multe videoclipuri de genul ăsta. Nu uitați să lăsați jos un comment dacă aveți vreo sugestie sau să rămâneți la curent cu ceea ce urmează pe canalul meu. Asta am avut de zis, eu am fost Gărcea și vă salut, ne revedem data viitoare pe canal. Pe ce vreți voi mai mult să apară. Adios.